Ce surpriză puteam să vă aduc astăzi, dragilor, 21 a 12 a 2020, decât pe Anatol Basarab, numerolog, parapsiholog, pentru un episod cu titlul Ce ne facem în ceasul al 12-lea? Pentru că aud asta de când sunt mic, a venit al 12-lea ceas, suntem în al 12-lea ceas, șansa celui de al 12-lea ceas, care încă n-am depistat care este și unde este și atunci... Astăzi vom face un dialog despre acest subiect foarte interesant și despre acest sfârșit de an în care toți a trebuit să ne facem într-un fel sau un alt fel contabilitățile, să vedem dacă suntem pe profit sau pe... sau nu. Așadar, bine ai venit, Anatol! Bine te-am găsit! Ce părere ai tu despre al 12-lea ceas? Ce șanse ne aduce al 12-lea ceas? Pentru că... ne bazăm foarte mult pe acest ceas al 12-lea. Probabil, nu știu cine se bazează, dar noi trăim, dacă o luăm așa, cam permanent în acel de-al 12-lea ceas. Cu orice ocazie, omul se trezește că este în al 12-lea ceas. Dar șansa este, cred eu, ca a porcului înainte de Crăciun. Nu mai apucă să se grașe porcul cu în a 12-lea ceas, înainte, cu o zi de... Da, înainte de examen, de citim, înainte pernat. De... Da. Așa e și omul și societățile umane în rest. Este vorba asta, probabil, transmisă așa din generație în generație. Ea, probabil, cândva a avut un sens, dar sensul actual s-a pierdut. Adică, contemporanitatea asta nu mai are niciun sens al 12-lea ceas. Al 12-lea și după aia vine care? Și care e al 12-lea? 12 de zi, 12 de noapte? Nu. E așa un lucru. E șansa. Șansa, dacă nu legăm de cel de-al 12-lea ceas, ci pur și simplu privim noțiunea asta, șansa, separat și o analizăm, atunci... fiecare om are o șansă în orice moment al existenței sale, nu are nevoie de asta de al 12-lea sau al 13-lea ceas. Că folosim șansele noastre în cursul vieții, că le putem vedea, le putem discrimina din toate celelalte multe oportunități sau variante ale vieții, că nu putem vedea lucrurile astea, că mergem cumva așa cum merge râul la vale, duși într-o fel de barcă a vieții așa și unde ne întrezi acolo o fi, că doar nu mă duce eu altă parte, dacă toată lumea îți duce încolo, înseamnă că acolo e direcția. Cine a trasat direcția respectivă? De ce? Pentru cât timp puțin stau să gândească și este evident că oamenii pierd propriile lor șanse practic în fiecare zi. Dacă stăm bine și ne gândim, fiecare om în fiecare zi pierde câte o șansă. Nu contează. Adică în fiecare zi este al 12-lea ceas la un anume, la o anume oră, da. Cineva, uite, printr-o alegere care... a făcut o mulțime de erori, de exemplu, de sănătate, așa, și acum sunt bolnavit și el vrea să, în al 12-lea ceas să se vindece. Păi, au trebuit să ai grijă de sănătatea ta mai înainte, nu de în al 12-lea ceas, când deja ai febră, nu știu cât, și ce se mai întâmplă prin corp, el acum se gândește în al 12-lea ceas cât de, ce ar trebui să facă ca să fie sănătos. Păi acum, târziu să spunem din punctul ăsta de vedere. Cunosc, cu asta lucrez, cunosc o mulțime de oameni care, uite, ei au făcut trăit viața cumva, dar copiii nu au apucat să facă. Își trezește în al 12-lea ceas, cum spunem, să facă copii. Dar deja are 45 de ani și deja se dovedește că nici nu mai prea poate. Dar suferim acum. Păi, greirea și-o cu furnică, toată vara ce ai făcut, știi? Deci cumva trebuie să ne gândim de la prima oră pentru întregul, pentru întreaga plăcintă, întregul ceas, întregul cerc pe care punem întâmplările, ca să nu ajungem în ceasul al 12-lea cu temele nefăcute, cu chestiile neînțelese și evident, așa mai departe. Da, adică psihologic, spunem așa, omul are câteva tipuri de minte, mintea creierului sau mintea rece, spunem așa, mintea sufletului sau a inimii, asta e alt gen minte, mai des o folosesc femeile, și mintea noastră instinctuală, adică animalul din noi are și el propria lui minte. La animale asta e, spunem, inteligența, spunem, la noi asta se numește instinctul și trăiește noi, în fiecare dintre noi există, spunem așa, un animal, mascul sau femeie. Și din cauza asta noi toată viața trebuie să gândim ce avem de făcut, ce facem în momentul de față, de ce facem asta, către ce ne orientăm, ce vrem să obținem,
Dacă nu știm lucrurile astea și le facem doar așa cumva întâmplător, mai devreme și mai târziu o să ajungem la aceste rezultate. Dar nu este obligatoriu că acele rezultate ne le-am și dorit. Apoi ne șocăm că uite ce rezultate am primit în viață. Asta este, nu știu cum spun, din punctul de vedere cosmosul este rațional, adică e mental. Și nu prea are emoții și nu are când să bocească o alături de noi, că vai, uite, noi sărăcuții ce am pățit. Ne victimizăm tot timpul, căutăm un vinovat în exterior și asta poate să fie de la soție, terminând cu statul. De cele mai multe ori e vină soția, pentru că de aia te-ai căsătorit, când la un moment dat nu mai puteai da vina doar pe stat. Și atunci te-ai căsătorit ca să găsești vinovată și în ea. Din cauza ta și a neamului tău și tot așa, mai departe să găsești vinovat tot timpul. Ea face la fel cu el, apoi se trezesc la anumite rezultate și nu totdeauna sunt plăcute. Vreau să te întreb despre anumite cuvinte care s-au vehiculat foarte mult în acest an, cum ar fi vibrație joasă, vibrația ta, vibrația mea. Din punct de vedere numerologic, eu am fost la un curs al tău în care ai vorbit în mod specific despre vibrația numerelor și aș vrea să-mi spui perspectiva ta asupra acestei vibrații, ca oamenii să nu mai folosească eronat unele cuvinte, pentru că folosind cuvinte, noi rulăm programe mentale și, cum să spun, dacă eu afirm despre mine că am o vibrație joasă datorită ție, atunci, ce să vezi, chiar se întâmplă. Dar în realitate, adică într-un adevăr absolut, nu e vorba despre nicio vibrație joasă. Care este, hai să facem așa o conexiune sau o comparație între vibrația unor lucruri văzute și a unor lucruri nevăzute? Vibrația oamenilor, vibrația pământului, vibrația cifrelor, ce cu vibrațiile astea? Pentru că toată lumea vorbește acum de vibrația aia joasă care o emană, conștiința colectivă, frica, persoana, boala, oamenii bolnavi au o vibrație joasă. Da, feriți-vă de ei, da, înlăturați-i din viață, nu vă apropiați de ei, pentru că asta învață astăzi, din ce în ce mai mult învață diferite sisteme pe oameni să se înstrăineze, să se îndepărteze unii de altul, vede că ai vibrație joasă, ăla are o vibrație prea înaltă și nu cred că o să te simți bine lângă el, pentru că la fel cum nu s-ar simți bine, nu știu ce, dracul lângă Hristos sau ceva de fel. Asta este așa, prea iluminat, asta e prea jos, tot felul de lucruri. Recomandarea mea este că atunci când folosim tot felul de termeni, trebuie să știm în profunzime ce semnifică acel cuvânt. Uite, când folosim cuvântul vibrație, el vine în primul rând în fizică. Și atunci, dacă nu avem cunoaștere elementară despre electromagnetism, ce e undă, ce e undă purtătoare, ce e câmp magnetic, și atunci noi folosim termenii ăștia cu totul și cu totul fals și greșit. Am putea spune altfel, ca să înlocuim vibrația, am putea spune așa, omul ăsta este dominat sau trăiește dominant o stare care mie nu-mi place, adică este plângăcios, tot timpul te întâlnești cu el și el se plânge, deci te încarcă și pe tine nu-ți place să asculți atâtea de multe probleme, că le ai pe ale tale în sus. Și când te întâlnești cu un alt om, speri că o să fii vesel, o să vorbească ceva optimist, te încarcă așa cu o altă stare, adică te introduci într-o altă stare, dar nu vibrații, altă stare, și acea stare generează în noi alte reacții biochimice care pot fi chiar vindecătoare. De așa se spune, ești în stare sau nu ești în stare? Nu ești în vibrație sau nu ești în vibrație? Când noi fiecare celulă vibrează într-o fel, adică totul pe lumea asta vibrează. Chiar și pietrele care ne se par foarte așa nemișcate cumva și moarte, ele vibrează doar ca o altă vibrație, atât de lent încât noi dacă stăm o zi întreagă și o privim, ni se va pare că nu s-a întâmplat nimic. Dar totuși în interiorul pietrei respective se întâmplă procese. Chiar și piatra are tinereța ei și bătrâneța ei, și adică se deteriorează odată cu trecerea timpului, chiar și de la multitudine de răcit, încălzit, răcit, încălzit, ziua s-a încălzit, noaptea s-a răcit, ziua s-a încălzit, și la un moment dat crapă. Adică totul, din punctul ăsta, este viu. Când spunem materia moartă, nu știu de fapt la propriu la ce se referă lumea. Adică lumea cristalilor nu e moartă. La pământ nici ăsta nu e mort. La ce copaci, nu-i, e natura vie. Adică nu-i nimic mort din punctul ăsta de vedere. Ci pur și simplu sunt structuri, sisteme întregi
care viața lor este atât de lentă, adică de la o inspirație la o expirație, durează atât de mult timp încât practic, chiar dacă stai o viață întreagă și observi, noi să observi, noi să aproape nimic. De ce? Pentru că nu s-a terminat nici măcar inspirația, ca să poți vedea expirația, să vezi o modificare acolo. La fel și celulele noastre, fiecare celulă, fiecare organe au viteza lor de viață, spunem așa, de mișcare, de oscilații, de ciclicități. Dar asta nu înseamnă iarăși vibrații. Vibrație e cu totul altceva. Adică, uite, în priză acolo, vibrația este de 50 de Hz. Adică, să spunem așa, de 50 de ori pe secundă te va lovi tocul, adică va urca o undă în sus, o undă în jos, adică undă, de la punctul vârfului, punctul mort de sus, până la următorul punct mort de sus, al undei respective, se numește lungime de undă. Ei, uite, în 50 de secundă, într-o secundă de 50 de ori vei fi zguduit așa. Nu o să reușești să numeri cât de repede într-o secundă vei fi. Asta înseamnă ce? Oscilație, adică cu ce oscilație unda asta se propagă. Cu ce viteză se propagă? Că undele, sunt unde care le știm toți, de la scurte până la kilometrice. Dacă îmi spunem vibrație, ne ducem cu totul în altă parte și neînțelegând lucrurile elementare fizice, evident că ne încurcăm și, de exemplu, să-mi creștem vibrația. Oameni buni, încetați să vă creșteți vibrația. Dispăreți, adică pur și simplu vă îmbolnăviți și muriți, te aprinzi, adică fiecare organ, fiecare celulă are propria sa, spunem, viață, oscilație. Dacă o crești, e crapă la un moment dat. Uite, fie paharul ăla stă acolo, mult și bine. Dar dacă o să vină un om cu voce puternică și o să intre, deci produce vibrație, din ce în ce mai sus, paharul respectiv va începe să intre în fenomenul de rezonanță cu propria voce. Și ridicându-i permanent sau găsându-i vibrația lui, adică rezonanța lui proprie, da, paharul la un moment dat se va sparge. Dar de ce s-o spart? Pentru că i-am crescut, cum am spus, vibrațiile. El stă, el trăiește acolo și are, spune, oscilația lui permanentă, o viață. Dacă eu creștem, și la un moment dat se sparge. Fenomenele astea de rezonanță sunt foarte bine cunoscute. Ele pot genera efecte pozitive, cât și efecte negative. Dacă îmi spune să ne creștem vibrațiile, ok, apare întrebarea. Cu ce o să-ți crești vibrația? Unde la tine acolo este potențiometru în care tu îți dai așa de ceva și o să începi să crească vibrațiile. Adică ce ai făcut tu că-ți crezi? Unde în tine sunt diozele, triodele unde sunt în tine? Cum vor funcționa alea? Vor scoate, unii sunt condensatorii, unii sunt rezistorii. Avem noi o mulțime de instrumente și mecanisme care opun rezistență, adică îndeplinesc funcția de ce? De rezistori, de transformatori. Și dacă nu știi să operezi cu aceste 5 elemente de bază, în Biblie le spus așa, 5 fecioare bune, 5 fecioare proaste sau neînțelepte. Nu știm să lucrăm cu aceste 5 elemente de bază care construiesc cea mai simplă schemă electrică funcțională și nu înțelegem ce înseamnă sursă, ce înseamnă consumator, ce înseamnă conductor care și prin noi sunt, ce înseamnă rezistor, tranzistor, nu cunoaștem lucrurile respective, atunci vorbim de vibrații pur și simplu deja. Păi tocmai de aceea am dorit să demitizez, întrucât anul acesta, datorită contextului, spiritualitatea a devenit, cum să zic, mult mai dorită, mult mai accesibilă, foarte multe persoane spirituale au îndreptat și alte persoane mai puțin spirituale pe acest drum și s-a vehiculat atât de des cuvântul ăsta vibrație, vibrație joasă, vibrație înaltă. Sunt oameni care citesc o carte, două, iau de acolo fragmente, transmit și folosirea eronată a cuvintelor, așa cum am vorbit, fără aceste explicații care denotă o cunoaștere mai profundă a unor mecanisme atât de viață cât și legi ale fizicii, adică sunt legi ale universului care funcționează indiferent de ce vorbim noi sau ce... Și funcționează și noi. De prima lege lui Kirchhoff, a doua lege lui Kirchhoff funcționează inclusiv și noi. Adică o lege tocmai de aia este lege pentru că ea funcționează la toate nivelurile. Dar schema de aplicabilitate
echivalentă a formulei respective, suma tuturor curentelor într-o rețea, ochi de rețea sau nod de rețea trebuie să fie, adică e o lege, aia funcționează și noi, de la celulă până la interacțiunea dintre organe și inclusiv dintre acțiunea dintre mai mult. Uite, că suntem numai noi doi, e un vector, dacă ar mai fi un om, atunci am forma în dialogul respectiv, atunci am forma un triunghi, adică ar fi o rețea. Avem ochi, nodurile de rețea, adică eu, tu, și avem ochiul de rețea, adică spațiul ăsta care, și aici în spațiul ăsta se creează niște fenomene, cu totul și cu totul aparte decât când suntem doar doi. Când creăm un vector de acțiune și inclusiv și a stărilor și a energiilor, un ping-pong, ping-pong, dar dacă există al treilea om, deja suntem trei noduri și creăm o rețea. Triunghiulare, poate să fie patru latere, poate să fie diferit. Dar lucrurile astea trebuie înțelese foarte bine, că dacă folosim cuvinte al căror sens nu le înțelegem și proveniență, atunci ne creăm în cap, folosind acele cuvinte, imagini false. Exact, eronate. Aici vreau să... Și acele imagini duc, iar în cap, mintea noastră funcționează în baza imaginilor, acele imagini ne duc către o viziune greșită asupra realității. Imaginea greșită asupra realității sau concepția în general greșită asupra realității ne va face în viitor să analizăm lucrurile și să tragem concluzii greșite. De aici fapte greșite sau eronate sau false. De aici rezultate, comportamente, deci rezultate care vor fi la fel de eronate. Și în nivelul erorii din comportamentul nostru sau din rezultat generează suferință. Eroarea este atâta vei suferi. Eroarea este mai mare, vei suferi mai mult. Ei sunt toți spirituali și se ocupă de spiritualitate, dar în fiecare seară bocesc împlă pierna de lacrimi acasă cu toată spiritualitatea. Da, și apropo pentru că de și vibrație, spiritualitatea o înțeleg greșit. Din toate explicațiile care ai dat, este ceva care se schimbă, adică nu poți vorbi despre un om cu vibrație joasă pentru totdeauna, adică stările oamenilor fiind tot timpul în schimbare, acum putem să avem o stare care să genereze un anumit tip de energie, un anume tip de vibrație în jur, după o oră alt tip de vibrație, deci nimic nu este atât de stabil încât să putem să stigmatizăm sau să putem să pronunțăm despre o persoană, pentru că am auzit atât de des încât chiar îmi doream să lămurim științific, da. Din nici partea rațională a... Nici cadavru în mormânt nu este stabil și el acolo îndeplinește niște funcții, adică putrezește încet, încet este și acolo o stare anumite... de schimbare. Exact. Tot timpul lumea și tot timpul tot ce vedem noi se schimbă, nimic nu rămâne la fel. Totul vibrează, totul oscilează, totul se schimbă, totul se transformă. Nimic nu apare din nicăieri și nimic nu dispare din nicăieri. Totul doar trece la alt nivel, la altă schemă de aplicabilitate sau la altă schemă echivalentă, dar nimic nu se pierde în lumea respectivă. Odată ce în lumea asta a apărut ceva, nu contează cine și ce portal a deschis sau ce a făcut ca acel lucru în lumea asta să apară, dar odată lucrul ăla în lumea asta a apărut, chiar dacă îl învingem, chiar el nu dispare, el doar trece în altă stare. Să ascunde cumva. Uite așa și virusul. Odată un virus pe lumea asta a apărut, el nu va dispărea niciodată. El doar va trece într-o stare latentă, va fi undeva ascuns, va căuta sau va aștepta sute de ani, posibil, condițiile prielnice, adică condițiile necesare și suficiente ca el să prindă viață din nou. Când îi se va da putere, când se vor împlini condițiile. Dar condițiile pot să fie nu obligatoriu condiții fizice, adică temperatură, presiune atmosferică. Condițiile pot să fie chiar și la un anumit nivel de străcăciune a minții umane. Și cum s-a ajuns la acel nivel de străcăciune? Virusul înflorește și cucerește un anumit spațiu și un anumit oameni dintre tot masa de oameni care au nivelul ăla de străcăciune mentală, că pe restul nu-i poate atinge. Adică asta sunt... am învățat lucrurile astea elementare la școală, dar numai că profesorii au uitat să ne spună că tot ce învățăm la matematică, geografie, geometrie, are aplicabilitate la toate nivelurile, inclusiv și la nivelul interacțiunilor umane. Uite, dacă oamenii ar cunoaște fizica elementară, dar nu s-ar limita la strict la rezistor, tranzistor acolo ca niște obiecte, ci ar înțelege că rezistor, tranzistor, conductor, funcțiile astea există și în afară, dincolo de laboratorul de chimie, și în stat, și în oameni interiorul nostru, atunci ei ar ști foarte bine cum
pe ce buton trebuie să dau la tine mai în stânga sau mai dreapta ca să creștem ce potențialul tău într-o parte sau în alta. Uite, de exemplu, când te le odăm, ce facem? Tu simți așa că atunci noi îmblăm la potențiometrul ăla tău și îl modificăm spre dreapta. Adică creștem o anumită tensiune în tine. Dar acea tensiune este creatoare. Putem să dăm în partea elaltă și să scădem tensiunea și încet, încet așa dormim, o dispărut tensiunea din sistem. Adică tu funcționezi cu 12 volți, dar noi am dat la 6 și îmi așa. Înțelegi? Nu mai luminează nici ochii cum trebuie, este nici gândurile. Adică te-am băgat într-o altă stare, dar nu într-o altă vibrație. Dar omul trăiește, omul de la o zi la alta. Ai mâncat, deja ai înmerit în altă stare. Erai, nu se vede pe tine, erai flămândă. Erai într-o altă stare. Altfel gândești, ești total în altă stare. Ai mai băut un păhărâs de vin, de exemplu, ești deja în altă stare. Te-ai relaxat, ești în altă stare. Uite, asta se vede la orice chef. Nu le crește lor vibrațiile sau le scade. Crește numărul paharilor, de exemplu, băute, și cu ocazia asta îi trec dintr-o stare în alta. Prima stare este când... Exemplu, cu cheful e super bun. Ca asta toată lumea știe cum crește și descrește în timpul unei petreceri energia grupului, cum se întâmplă lucrurile acolo. Coeziune, prietenia, totul se schimbă. În prima fază sunt toți așa, încă încordați, unul vorbește, doi, trei, patru ascultă. Faza 2 după anumit este, unul vorbește, doi, trei doar ascultă și acolo mai este unul care vorbește și doi, trei ascultă la o masă așa mai mare. Faza 3, toți vorbesc, nimeni nu ascultă. Gata, atunci se află atunci toți într-o stare. Clar. Atunci e petrecerea, pentru că nimeni nu mai ține cont de posibile critici sau de cenzură, pentru că cenzurul puțin, puțin s-o amețe și el. Și ca bodyguardul ăla de la club care nu-ți dă voie să intri înăuntru, bodyguardul ăla cam omețită și așa, și intră în club și iese cine vrea. Adică intră noi și iese de noi tot felul de comportamente libere, așa, spontane, cumva, și toată lumea începe să simte bine. Eu trecut doar dintr-o stare în alta, nu trecut dintr-o vibrație în alta. Vibrația noastră este măsurabilă, odată pentru totdeauna rămâne așa, adică când mă refer la fiecare celulă, la fiecare. Și dacă o băgăm pe o celulă într-o rezonanță, și acea rezonanță nu contează cum o aducem în interiorul nostru, pe reacții, prin intermediul reacțiilor biochimice, prin intermediul influențelor din exterior, unde electromagnetice sau ceva. Uite, putem în spațiul respectiv să punem niște aparate care se emită niște microunde, astfel încât celulele din interiorul nostru vor începe să fiarbă ca oala care, sau cana care o băgăm în microunde. Și se nimerește imediat în alte stări. Nu se știe ce se întâmplă. Bine, nu ducem asta, ca să înțelegi așa, la extremă, că mori. Dar pur și simplu, uite, celulele încep să fie atacate de un câmp electromagnetic de o anumită frecvență, microunde. Și celulele încep să se comporte în interiorul lor cum se comportă apa dintr-o ce? Dintr-o cană pe care am băgat-o la microunde. Începe să încălzească. Dar odată cu ocazia asta, pierde lichidul, adică apa, din celulă, ca și cum se evaporă la micro nivel, micro, dar începe să evapore. Cât, dar noi suntem compuși din apă, 80%. Am modificat structura apei din cauza tot felul de unde. S-a modificat starea ta cu totul și de sănătate și de orice vrem. Dar acum stăm să ne vedem de câte micro unde suntem înconjurați. Cineva spunea odată că Bucureștiul va fi înconjurat de un cerc de foc. Și că tot așa, predicții sau că Bucureștiul va fi înconjurat de un cerc de foc și nu știu ce. Dar el este, numai că cercul ăsta de foc este compus din un halou așa, uite, Bucureștiul și din jur în prejurul Bucureștiului, un halou așa, plin numai de ce? De microunde, care ele sunt foc, ele aparțin stihiei focului. Și sunt atât de multe ca nici într-o oricare altă oră. Și unde antene de ele, antene de ele, numai antene. Totul asta, undele astea trec doar și prin noi. Având diferite frecvențe, diferite lungimi de undă, așa, diferit potențial, adică putere. Dar oamenii așa se adaptează, pentru că nu au apărut deodată. Ele au apărut evident pe rând și noi am avut acest potențial de a ne adapta. Corect. Pe măsură ce apare una, te adaptezi, apare alta, te adaptezi. Numai că vezi că este. Adaptarea asta nu este totdeauna un lucru bun. De exemplu, te adaptezi, dar pierzi dinții. Omul s-a adaptat, nu te muri. Adaptezi cu un preț. Evident, asta totdeauna adaptarea presupune un preț. Adică pentru adaptare trebuie să plătești o factură. Te-ai adaptat, dar, nu știu, de exemplu,
n-ai murit, dar ai plămânii foarte șubrezi. Te-ai adaptat, dar ficatul s-a umflat atât în tine. Viața din cauza asta nu va mai fi cât trebuie să fie, va fi alta. Te-ai adaptat cu omul dacă îi dai timp suficient, adică aplici asupra lui un anumit tip de presiune, nu contează care, poți fi și psihologic, poți fi și informațional, poți fi economică, poți fi politică, poți fi, nu contează, un anumit tip de influență. Dacă îi dai suficient de mult timp și acea influență este relativ stabilă, adică așa ca picătura chinezească, picătura chinezească, știi, când prima dată într-un studio, de exemplu, te ești, va veni cineva și vă spune un jurătur așa pe șleau, ua, nu te-ai adaptat, ești șochez, așa, dar dacă mai vine și mâine și mai spune și poi mâine mai spune și așa încet, încet, și tu și telespectatorii vor fi obișnuiți cu înjurătura respectivă, că deja ce? Te-ai adaptat. Prima dată chiar te revolți. Dar după aia vezi că nu se schimbă nimic, degeaba m-am revoltat eu. Și mai întâmplă o dată, apoi te bufnești râsul, apoi spui, iar a venit nebunul ăla, iar o spui, iar. Și deja devine o normalitate. Fereastra Overton se numește. Ea se aplică și astăzi în viața noastră de zi cu zi. Este o tehnologie, psihotehnologie, și oamenii nici măcar nu observă cum li se deschide ușa, adică li se deschide geamul, li se închide, li se deschide, li se închide și pe geamul ăla intră ceva în casa lor, sau iese ceva din casa lor, până când, știi, uite, lasăm geamul deschis, au intrat păsările, le-am închis. Am deschis geamul, două, trei păsările au mai ieșit, dar două, trei, patru au mai intrat, iar am închis. Închidem și deschidem și la un moment dat o să ne trezăm că aici au păsările cuiburi și deja nu mai putem noi trăi din cauza lor, pentru că o să apară și lege, protecția păsărilor. Și dacă ți-o intrat în casă, n-ai voie să o dai afară. Asta e foarte ușor de imaginat. Și gata, și o să trebuie să te adaptezi, să trăiești cu păsările. În ce? În casă, dar pentru asta vei plăti o factură, nu? Da. Anatol, vreau să nu depășim asta cu vibrațiile. Mai aveam o întrebare, de fapt era inclusă în prima, cu vibrațiile cifrelor, întrucât toate numerele, toate și numerologie, dar și legat de anumite zile, cum începusem noi, ceasul al 12-lea, sincronicitățile pe care unii oameni le văd și le interpretează în fel și chip, 11-a, 11, 11, 11, 12, 12, 21 a 12, cum suntem noi astăzi, 12 a 12, cum a fost, de fiecare dată, prima oară când începuseră să se vorbească, vine anul 2000, se prevedea un sfârșit, pe urmă în 2012, alt sfârșit, început, portal, etc. Da. Acum, din perspectiva ta, numerologic vorbind, de ce unele zile sunt mai speciale datorită amprentării cu unele numere? Păi numărul în sine este, nu numai că el poartă în sine sau o vibrație, ca și notele muzicale, uite, 1, 2, re, mi, va, așa, 2, 3, 4, 5, 7, ele au, ele poartă cu ocazia asta nu numai o anumită frecvență, a oscilațiilor, adică cât de repede se întâmplă un proces oricare. Deci poartă interiorul lor și informații. Simbol. Simbolul este aproape, spunem așa, o entitate. Simbolurile conduc lumea. Deși foarte puțini oameni înțeleg cum adică simbolurile conduc lumea. E foarte interesant să explici, dar o să ne ocupe foarte mult timp. Dar în realitate, ca să închidem, să știți, simbolurile conduc lumea. Lumea asta a pornit de la un cuvânt, adică la început a fost cuvântul și la sfârșit va fi o cifră. Se va termina cu o cifră. De la cuvânt până la acea cifră, lumea totdeauna este stăpânită de cifre, adică de simboluri, de cifre. Acum, cifre, o cifră este ca un digit. Uite, 1. Dar 1 plus 1, 6, 4, 5, 2, asta deja este o informație. Dar fiecare cifră aparte este un digit informațional, un bit informațional. El nu spune încă mare lucru, spune numai cam câtă informație poate în bitul ăla să se conțină și cam ce tip de informație poate acel bit de informație să o ducă. Uite ca și la RGB, la televizor, nu? Avem trei culori care le amestecăm în tot felul de feluri și obțin celelalte culori, nu? Uh-huh. Așa. Dar pixelul ăla de pe ecran, el trebuie să știe cum să aprindă acum, verde, galben, albastru. Asta depinde de puterea care se inoculează acolo, inclusiv electrică, depinde de informația care o primește de unde? De la ceilalți, de la un procesor acolo. Da. Bun. Și atunci, cifrele conduc lumea cu adevărat. Peste tot o să vedem lucrul ăsta. Numai că fiecare cifră poartă cu sine un anumit tip de informație. Informația asta poate fi decodificată. De ce? Pentru că dacă știm semnificația, puterea, sensul,
chipul, imaginea unui simbol, unei cifre, de exemplu, și le cunoaștem așa pe toate, toate nouă, că mai multe de atâta o avem, toate nouă, atunci când punem unul și nouă alături, deja apare o informație, o poveste întreagă. Nu-s doar niște... Adică, uite, de exemplu, hai să spunem așa, uite, unul să zicem că este ceai, dar doi este zahăr. Dacă le pun... Nu, așa spunem, da, dacă da, le punem, da, uite, da. Ceai, aveți ceai. Pe masă, vede, mintea te duce către ceva și analizezi lumea într-un fel. Dar dacă lângă ceai a apărut un pliculeț cu zahăr, s-a schimbat pictura, da. Deja știi ce ai de făcut, ce ai putea să faci cu zahărul respectiv. Dacă zahărul nu exista, atunci erai doar o cană și te mulțumeai cu informația aia care am o cană cu ceai, atât și mai departe ce, nimic. Dar dacă apare elementul de interacțiune, cum ar fi doiul, apare antiteza, atunci știm ce am văzut, uite, au apărut unul care este teza, au apărut doi care este antiteza, adică au apărut Adam, adică au apărut Eva, adică au apărut bărbatul, au apărut femeia, au apărut principiul masculin, adică yang, au apărut principiul feminin ying și interacțiunea dintre lor, ele, ce va face? Uite, noi doi interacționăm și producem automat copilul interacțiunii noastre, care nu este fizic, pentru că nu interacționăm fizic. Da, da. Ce este copilul nostru este dialogul, ce? Dialogul, ce facem produsul aici? Da, în exact. Sine, de, o stare care se transmite prin televizor și ajunge în casa celorlalți oameni, o informație care depășește televizorul și ajunge, uite, direct în casa omului, acum am intrat, câteodată direct în sufletul lui. Asta este copilul, starea generală, informația și produsul ăsta în sine, care până la urmă produsul se înregistrează acolo undeva și îl putem peste un timp oricare în format electronic să-l revedem. Ce vedem? Produsul interacțiunii noastre. Uite, deci asta eu deja dacă eram trei. Singur aici eram, să zic, unul, tu dacă erai singur erai doi, nu era copilul, adică nu generam, pe când în momentul când suntem doi, generăm altă poveste, dacă mai apare al treilea, altă poveste. Evident. Deci codul de numere, complexitatea lui este dată de evident. Foarte multă știință a simbolurilor. Evident. Și atunci, uite, ca cei doi să nu se certe, prin să ne încertăm la un moment dat, apare al treilea element și el face funcția de sinteză. Adică el ce face? Când doi se ceartă, al treilea câștigă. De ce? Pentru că el vede teza, vede și antiteza și își face în capul lui sinteză. Și e mai deștept decât noi doi. Pentru că tu să eu o să apăr teza mea, tu să încerci să contrazici teza mea venind cu o antiteză, ăsta va sta, nu va face nimic, se va uita la noi, doi se bată, al treilea câștigă, el își va face o sinteză în cap și va spune, are și dreptate și Anatol acolo cu teza lui, are și dreptate, că nu-i chiar totul cum spune Anatol, dar sinteza ei nu-i completă, sau ce, antiteza ei nu este completă. Dar revenind la aceste numere, cifre simetrice, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, cu asocierile cu anul, de fiecare dată, uite, când am intrat în mileniul 2, s-a schimbat o eră întreagă, adică 1000 de ani cu alt mesaj. Da. Acum noi începem să-l înțelegem, au trecut 20 de ani de când am intrat în mileniul 2 și abia putem să simțim diferența cei care ne-am născut înainte, putem să facem o comparație între vibrația 19 versus vibrația 20. Păi noi, ce deci sunt lente, sunt corect. Procese lente. Ele, din punct de vedere istoric, sunt foarte rapid. Adică 100 de ani pentru istoric nu înseamnă nimic. Adică e o secundă, dar pentru noi care trăim o viață și ajungem să-și disparem, ne se par procesele astea destul de lungi. Dar dacă ne uităm 30 de ani în urmă, cum era lumea configurată, cum era configurată inclusiv mintea ta, cum gândeai, cum analizai lucrurile și ce ai ajuns mai deja să individual, trăiești. Individual, mai... Exact. Atunci ne dăm seama egoist, că... cumva. Corect. Ne dăm seama că am ajuns să fim civilizația, să facem parte din civilizația cei mai favorabile. De ce? Pentru că am putut să vedem 1900 cum o este tranziție să trăiește superbă, și acum ajungem să trăim, să vedem cum e 2000 să manifestă. Alții se nasc direct după 2000 și lor o serie întreagă de lucruri le se par absolut firești, pentru că n-au criterii de comparație. Da. Dar tu când știi cum era 1900 și ce duh plutea în spațiul ăsta, duhul individualității, așa și te învățau. Tu cu tine însuți, prin tine însuți, tu odată, și restul lumii. O să ajungi undeva. Noi și restul lumii. Cam așa cea. O să ajungi prin propriile tale eforturi, prin propriile tale muncă, dacă ești cinstit, onest, nu știu, undeva acolo o să ajungi. Trăiască partidul și nu știu ce, tot individualitate maximă. Da. Și fiecare țară încerca să se individualizeze. Dar când am ajuns
doi guvernează. E alt duh. Și duhul ăsta e polar. Adică poate să facă ca lumea să fie foarte unită, asta e varianta pozitivă. Varianta negativă lui doi, de aia, că doi sunt în parte, sunt parte în două. Și rămân de fiecare în parte câte una și una, uitându-se unul la altul. E ca și cum știi, uite, din mine ceva ar ieși și s-ar pune în fața mea. Și eu asta și m-aș uita la ceva ce e din mine mă înțeleg cu el. Dar putea să fim, adică funcția lui doi este ori să unească, ori să disperseze, adică să se respingă, să-i pună pe oameni așa să fie separați. E acum gândește, că în perioada asta de timp, așa se întâmplă de fiecare dată când începe un proces nou, cosmic, o nouă clasă, un nou nivel, totdeauna apare cine? Cupa cu apă moartă. Pentru că astea au murit, de exemplu. Adică 1900 nu înseamnă că a dispărut. E așa cumva a murit și trebuiește să învie, dar în altă formă. Și atunci vine și toarnă apă moartă peste ea și asta învățăm prima dată. Acum ce? Să ne separăm, să ne urâm, să ne împărțăm în adepții unui partid și altui partid, nici unii, nici alții n-au nici o noimă, dar sunt gata să se împuști între ei, să spunem așa, să sară la luptă. Ne împărțăm în est și vest, în nu știu de care acolo și dar tot chiar facem. Vreau să zic că în predicțiile lui Nostradamus, 2021 arată ca un an plin de conflicte politice, lupte între țări, adică unele din lucrurile pe care le-a menționat s-au și înfăptuit, cam 75% din tot ce a spus. Pentru Nostradamus există un institut întreg în Franța care cercetează catrenele lui în Nostradamus. Eu însă le-am citit pe toate, în traducere, și Nostradamus nicăieri niciodată nu vorbește de vreun an oricare. Pur și simplu nu vorbește, când 2021. El scrie, să spunem așa, niște catrenele sub formă de poezie, așa cumva, folosind foarte multă simbolistică. Și cei care știu să detecteze sau să înțeleagă ce-o vrut să spună, că frații gemeni vor cade și din boscheți va apare cineva. Și, da, el se referea la turnul gemeni și la buș, care înseamnă boschet. Și trebuie să interpretezi toate lucrurile astea. Adică că e simbolistică, nu știi la ce se referă. El spune că albina va înțăpa taurul în gât și el se va prăbuși. Apoi, și ce care albina? Ce cu asta? Dar de fapt în istorie deja s-a întâmplat când armata nu știu care avea pe drapelul ei o albină. Iar armata elaltă pe drapelul ei avea un taur. Și uite așa în timpul luptei s-a întâmplat încât armata aia o strategie militară de un anumit fel a făcut-o pe armata aia mai voluminoasă și mai puternică ca număr și ca dotare să fie învinsă de armata cu albina pe draper. Asta deja s-a întâmplat. O serie întreagă de catrene de a lui Nostradamus le regăsim cu lux de amănunte cum deja s-au întâmplat. Dar apare întrebarea aici, dacă s-au întâmplat odată aceeași simbolistică, nu poate reapare peste un timp oricare în altă formă sau în alt spațiu. Datorită ciclicității, cu siguranță. Istoria se repetă. Da. Așa. Adică peste 100, 200, 300 de ani, cineva va citi din nou catrenul legat de frații, gemeni, care într-o singură zi se vor prăbuși și nu știu ce acolo. Și din cauza unui om din boscheți, nu știu ce de felul ăsta, știi? E un catren acolo foarte interesant. Se poate repeta peste o perioadă oricare, 200-300 de ani, dar numai că atunci gemenii să fie altceva, nu turnurile gemeni, sau două turnuri să fie, nu știu ce, gemeni să fie două sisteme, două multinaționale care între aceiași se dispară și din boscheți, în boschet însemnând cu totul altceva, nu obligatoriu un om poate să însemne cu totul altceva. Deci el totdeauna pot repeta, pentru că însăși istoria se repetă, pentru că însăși unda electromagnetică ce face? Uite, vedeți cum se repetă? Aici au fost sus și aia e jos. Da, da, cu o anumită frecvență. Frecvența poate să fie o dată pe an, o dată pe secundă, de 50 de ori pe secundă sau o dată la 1000 de ani. Cu frecvență diferite. Dar tot în lumea asta se repetă. Totdeauna toate lucrurile se repetă. Uite. Și acum în ce? Adică ciclicitățile astea, de exemplu, noi la viață de om le facem la 7 și la 9 ani. Adică dacă ne-am pune în grafic numerologia personală. Dar la nivel de
istorie. Fiecare țară așa are... Fiecare țară are curbele ei, în practic. Sute de ani. Deci da. Noi, că țin minte că ai făcut la un curs harta pentru destinul și soarta României. Da. Și acolo eu cel puțin mi-a devenit mai clar, apropo de ciclicități, cum România trece la un moment dat de pe linia voinței, da. Pe linia soartei, într-o ciclicitate și... Adică e uimitor să studiezi tipurile astea. Și ai văzut că observ acolo și fenomenele da, da. Sau evenimentele mărețe exact. Care s-au întâmplat în acele perioade de timp. Când soarta domină voința, atunci poporul sau țara nu poate să se opune soartei și nu poate aplica propria sa voință. Și așa vom trăi încă până în 2036. Nu? Cam așa mă creăm medicamente. În 2025 va fi un element important pentru... ce trebuie sau ce poate să se întâmple în viitorul României. Și atunci, în 2025, în dependență de ce hotărâri vor lua, că nu vom lua... Deci încă nu suntem pe voință. Nu, nu, nu. Nu suntem. Aia da, e că în momentele astea degeaba vorbim da, despre... Dar se vede clar, adică nu da. Se vede. Uite, exemplu, pe, în timpurile cândva, hai să spunem așa un exemplu. Uite, ca să vezi că nu suntem pe voință. Dacă eu sunt un super miliardar și vin și spun, băi, dragi români, uite care trebuie, vă dau 50 de miliarde, nu trebuie să mă întoarceți înapoi, dar știți ce trebuie să faceți? Să mutați la fel cum am mutat Ceaușescu un bloc din aici în cartierul ăla sau o biserică, la fel cum au făcut oamenii înăuntru, viața trebuie să meargă, aragazul trebuie să copiii învață, lumină în bloc, dar mutați blocul ăsta mai încolo. Punem la pariu că nu aveți cu cine face asta. Și în general, sunteți incapabili să faceți chestia asta. Eu vorbesc ca și cum ar fi din poziția da, miliardară. Da, da, da. Și dacă nu faceți asta cum a făcut Ceaușescu, cu ingineri români, cu oameni români, cu muncitori români, nu mi-aduceți mie chinești, că eu vreau banii vouă să vă dau. Nu, da. Că dacă vreau, mă ducem și de la chinești. Nu sunteți în stare. Dacă vin eu tot un miliardar, spuneți, vă dau iară 100 de miliarde. Nu trebuie să mi-i întoarceți înapoi, dar cu condiția că în 5 ani să asfaltați toate drumurile, toate și prin pădure, ca în Austria, dar cu muncitori, ingineri, tehnologie românească. Toți, da. Mă credeți că nu sunteți în stare. Degeaba vă dau bani. De ce nu sunteți în stare? Pentru că am trecut faza în care am putut să ne aplicăm propria voință. Și acum, până în 2036, o să facem cine să spune. Adică nu o să putem aplica voința. Vreau eu așa și eu nu vreau așa. Sau nu-s de acord. Ești de acord, nu ești de acord, oricum îți faci ceea ce vine mai de sus, ca presiune. Pentru că am pierdut momentul cui? Timpului în care putem să ne aplicăm voință. Chinezii știu, eu 100 de ani au răbdat. Până când o să le vină momentul să se poată aplica voința. Și uite cum își aplică voința și nu o să-i poată nimeni opri. Și vor face încă foarte multe lucruri și de la ei încă vom învăța și de la ei tehnologie va veni la noi. Și vom începe să trăim din punct de vedere tehnologic, așa spunem, robotizați dacă poți, sau digitalizați în totalitate. Telefonul îți va spune și când trebuie să te culci și dacă nu te culci la timpul potrivit, cum îți spune telefonul, casa de asigurări de sănătate nu o să te trateze sau nu o să îți acopere tratamentul tău de, nu știu ce, psihologic. Din pentru cauza... că întreaga ta viață va fi la... Telefonul vedere. Va fi parte din tine. Da. Dacă telefonul te ia mie acum așa și dacă vreau îl folosesc, dacă vreau îl las acasă, peste un timp relativ scurt, telefonul va face parte din tine. Adică vei fi tu. El și acum apărește tot timpul ceva despre tine, cuiva. Dar în viitor el o să părească și toate stările tale interioare, adică și calitatea sângelui și temperatura și presiunea arterială, tot. Și starea ta generală, care de aici tot telefonul îți va propune produsele strict cum? Necesare supraviețuire. Ție, da. Numai da. Pentru tine. Adică, da. Uite, tu îmbracă-te cu de asta, îmbracă-te cu aia. Păi da, eu nu vreau. Nu, bine, atunci puteți să faceți orice altceva. Cum ai făcut altceva, vei primi ca pe Facebook acum. Nu le-a plăcut ceva, te-au blocat. Numai că te vor bloca acum, nu pe Facebook, cum te doare pe... Îți vor bloca accesul la transportul în comun, 30 de zile. Nu mergi cu autobusul, cu nimic. Nu poți intra, nu te primește nimeni acolo. Poate să te restricționeze și accesul la propriul tău card. Uite, am văzut că cheltuiți prea mult. Și nu cheltuiți în favoarea așa evoluția sau dezvoltarea dumneavoastră, ci tot felul de prostii de astea. Și fac ce nu mai, luna viitoare, nu mai e voie, chiar dacă ai bani încă, nu mai e voie să cheltui decât atâta. Asta înseamnă globalizarea, pe care mulți o doresc, neînțelegând ce înseamnă ea până la capăt. Iar tehnologia, astăzi avem suficient. Uite, eram
cândva la studii în Moscova și acolo, oamenii de știință inventase o pastilă micuțe, ca pastilele obișnuite, cum știu, capsule, pe care într-o parte era, avea un capăt metalic, din metal așa, ca mai ochelarii tăi, aurit așa cumva, și în capătul ăla avea alt capăt, la fel, metalizat așa. Adică era plusul și minusul, îndemnulea funcție. Al beia, înghițeai și în momentul când ajungea în stomac, capsula respectivă undeva avea așa un fel de conector care începea să se conecteze dacă intra lichid acolo. Și din sucul gastric sau ceva. Și când pătrundea acolo lichid, imediat pornea o conexiune. Toată pastila respectivă traversa tot sistemul nostru digestiv. Peste timp de ieșea afară, dar puteai să o observi. Și nu trebuie pentru asta scanare ceva. Chiar tu să înțelegi pe unde ia în tine, pentru că pe unde mergea, electrocuta intestinele noastre pe din interior. Își făcea simțită prezența permanent. Tot timpul electrocutat, dar nu. Mai transmitea și o serie întreagă de date despre ce se întâmplă în sistemul interior. Ca și cum ai fi înghițit o mică cameră video. Cam așa. Numai că ea nu era dotată cu cameră video, era dotată cu... capta tot felul de senzuri, de a capta informații despre tot felul de caracteristici ale intestinului. Atunci era prin anii 80 ceva, 86-87. Gândiți-vă de atunci până acum cât de mult s-a putut micșora sistemele respective, tehnologia, până la nivel de nano, nanoroboți, care putem să-i... Am și văzut asta cumva și oamenii de știință au dezvoltat nanoroboți băgați sub presiune într-un spray și uite, ajungi la groapa de gunoi, mirosuri insuportabile. Dar ce înseamnă miros? Miros înseamnă o anumită legătură atomică. O spreiat acolo de câteva nanoroboții s-au dus și ce fac? Taie legătura dintre anumiți atomi. Pur și simplu taie legătura dintre anumiți atomi. Mirosul a dispărut. Groapa de gunoi e aceeași, dar mirosul pur și simplu a dispărut. De ce? Că milioane de nanoroboți nu fac nimic altceva decât pulverizați, ajung acolo și taie legăturile. Anulează efectiv, din punct de vedere fizic, tu nu și mai evident, și dacă atomul ăsta nu mai stă aici, atomul ăsta nu mai stă aici, nu mai este mirosul ăsta. Da. Se descompune, adică nu... Chiar și mirosul înseamnă niște legături, spunem așa, atomice, de o anumită formă, cristalină, cumva într-o paralelepipedă, triunghiulară, cumva una așa, una peste alta, una peste alta, asta este un anumit miros. Altă formă de structurare atomilor, alt miros, altă formă de structurare atomilor, e piele deja, că până la urmă, eu cu totul sunt făcuți din aceiași atomi care fie sunt structurați într-un fel și nu înseamnă nimic, adică nu-i vedem, doar miros, îl percepem ca pe miros, și eu sunt făcut din aceiași atomi, dar altfel structurați. Revenind la România și la acest an, mulți oameni își fac speranțe cum că se încheie 2020 și vine 2021 cu... noi, cu o matrice nouă, cu, hai să zicem, speranța unui nou început, adică senzația aia că scapi dintr-un ciclu de lucruri care au fost greu de suportat, greu de digerat, greu de asimilat și vine un an în care, nu știu, ceva se înnoiește. Cred că speranța asta nu e justificată de nimic clar, dar toată lumea o are. Hai să vedem ce șanse avem în al 12-lea ceas să găsim în această speranță ceva constructiv pentru noi și pentru că în fiecare an, într-un fel sau altul, te-am invitat la o emisiune, am făcut ceva pe YouTube și ai spus lucruri foarte corecte despre anul care va urma. Țin minte că ai spus la un moment dat despre un an, anii apropiați, că va fi un an în care apa va fi elementul care ne va afecta și a fost un an cu inundații foarte mari. Pe urmă a fost anul cu foc, focuri, pădurile care au ars în Australia și multe alte focuri și incendii. Cum va arăta, din punct de vedere al interpretărilor tale, anul 2021? Cum arată șansele noastre pentru a ne lua din speranță ceea ce ne poate fi favorabil? Da. Anul 2021, calendaristic, el începe în 1 ianuarie și termină la următoarea dată din 1 ianuarie. Calendaristic, adică înseamnă așa,
Anul nu începe prin 1 ianuarie. Asta este o convenție socială că de la 1 ianuarie o să începem a strânge birurile, taxele și impozitele, de aia se numește calenda, așa, până la data din 1 ianuarie anul viitor. După 1 ianuarie putem să schimbăm o convenție asta, schimbăm legi, apar legi noi, apar tot felul de lucruri. Ați văzut că după 1 ianuarie totdeauna ceva se schimbă. Apare o viață nouă, o nouă speranță. Anul solar, în schimb, care este cel mai important, începe de la ziua de naștere și se termină la următoarea zi de naștere. Prin urmare, ziua României când este? În decembrie, nu? Păi abia când a sărbătorit ziua de naștere în decembrie, noi abia am intrat în 2020, România. Și va mai fi în 20 până pe data de cât? 24, nu? 2021. Decembrie, nu? Da. Așa, ziua României, nu e ziua României atunci. Da. Deci din punct de vedere al României, noi abia începem 2020. Noi începem, începem 2020. Aha. Și o să fim acolo încă până în data, până la următoarea zi din nașterea României. Dar calendaristic, pe tot globul, se instaurează anul calendaristic 2021. Uh-huh. Anul solar 2021 este pentru fiecare în parte. Uite, Italia, de exemplu, va începe anul 2021 prin iunie, că atunci e ziua lor, Italiei, da, ziua Italiei. Altă țară va începe, adică la momentul, din momentul ce ai făcut ziua ta din naștere în 2020, tu abia atunci între 2020. Unii sunt născuți pe data de 31 decembrie, nu? Păi el abia în 31 decembrie în 2020 se sărbătorește ziua din naștere, prin urmare el abia intră acolo. Aha. Știi, toată lumea, adică calendaristic, o terminat anul, intrăm în 2021 calendaristic, adică oficial, adică asta e an contabilicesc, să spunem așa. Uh-huh. Anul de strângerea darurilor, birurilor, impozitelor și taxelor, cui? Celor care, cum se numeau cândva în romantică? Sclavilor, cumva, să spunem așa. Prin urmare, noi o să mai fim în 2020 încă foarte mult timp. Și ce înseamnă? Până acum a fost în 2019. Aha. În 2000, de-aia procesele care se întâmplă, vedeți, în unele țări, nu se întâmplă și la noi la fel. De exemplu. E un delay. Da, exact. Și e o anumită formă de întârziere. Dar și o anumită perioadă, dar pentru alte țări chiar putem să fim cu 3 luni, cu 4 luni înaintea lor. Adică la noi deja ni s-a întâmplat un fenomen, la conștiința noastră a ajuns, dar eu să înțeleagă avea după vreo 3 luni cam ceea ce pățim noi. Aha. Așa, 2020 ce va fi? Uite, are 2 de 4, asta n-am făcut o analiză, pentru că asta e o muncă foarte, așa spunem, elaborată, cu trebuie să studiezi fiecare capitol, trebuie să studiezi. Da, adică... Dar în linii mari, cum va fi anul pentru noi, calendaristic 2021 și solar 2020, da, în care ne aflăm. Va fi un an destul de interesant, pentru că va pune foarte multe presiuni pe tot ceea ce înseamnă sistem, cadrul. Cadrul militar, cadrul didactic, cadrul spitalicesc, cadrul medical, tot ce înseamnă cadru la anul pe astfel de sisteme și oameni care funcționează în acele cadre, care sunt prinși în acele cadre, da, va fi o presiune foarte mare și nu toți se vor isprăvi cu presiunea respectivă. Că știi că cereașa, apăsăm și unii rămân acolo, dar alții țâșnește sâmburile, da, din cereașa și atunci e greu. Patru mai înseamnă și religie, patru înseamnă tradiții, tot ceea ce încearcă să fie cumva stabil și trăiesc după nu creativitate sau inovație sau ceea, ci trăiesc după proceduri. Uh-huh. Pentru că în orice cadru trăiesc după proceduri. Uite și peștișorii în acvariu trăiesc după un cadru, adică trăiesc în cadrul ăla, dincolo de pereții lor, deși îi văd sufrageria, dar dincolo de pereți ei nu se pot duce și dacă ies dincolo de acel pereț, cumva totuși viața lor poate să fie foarte periculoasă, pentru că una îți trăiești în acvariu și să vezi, uite, și televizorul și pe oameni și să ai impresia că ești cu ei și ești de-a lor și îi cunoști, uh-huh, dar tu totuși trăiești într-un cadru. Uite, tot ce înseamnă cadru, ordine, disciplină, lege, stabilitate, va căpăta, va intra, spunem așa, într-un fel de trepidație și din zonele astea se pot produce tot felul de tensiuni, inclusiv certuri și chiar și îmbolnăviri. Patru însemnătate înseamnă sănătatea corpului fizic. Adică, uite, statul nostru, de exemplu, în perioada asta de timp, se ocupă foarte mult de sănătatea fizică a ta, este? Dar nu se ocupă de sănătatea ta psihologică, mentală,
Dar asta e mai importantă. Cum crezi tu, de exemplu, dacă, uite, mâine ar dispare boala respectivă, ca prin minune, așa, pac, a dispărut, gata. Constatăm că nimeni nu se mai infectează, nu? Procesele alea care le vezi acum globale, crezi că se vor opri? Da. Nu. Categoric. Vei continua să îmbli cu masca în continuare, nu știu din ce motiv, apoi îți vor da altceva, pentru că așa vine duhul timpului și trebuie să te, anumite lucruri să se realizeze de către cine și de ce. De către stăpânii banilor, pentru că s-au săturat să aibă doar bani, vor să aibă și putere. Ca și ceea ce se întâmplă acum în Belarusia. Președintele lor i-a făcut pe ei, adică i-a ajutat cumva pe oamenii beluruși să crească, să trăiască mai bine cumva, și în comparație cu Rusia era o diferență foarte mare. Apoi au ajuns în țară să aibă foarte mulți oameni bogați din cauza asta. Iar bogații, când au ajuns să aibă foarte mulți bani, vor să aibă și putere. Și uite, nu le mai place sistemul ăsta, vor ceva liberal așa cumva să fie. Adică, știi, să-mi pierdem țara, să o vindem, să nu știu, pentru că noi, aceștia care au bani, îi interesează odată și mai mulți bani. Dar pentru asta ei nu sunt niciodată. Ei n-au noțiunea asta de patrie, de neam, de nu știu. Ei au o singură, banii, cât mai mulți. Dispare țara așa în autonomie ei sau nu știu ce acolo, suveranitatea. Dar să dispară, important este banii. Și banii să ne ducă pe noi la alt nivel de putere. Revenind la România, ca să vedem cum interpretăm. Deci dacă suntem români, ne vom gândi pentru anul în care intrăm, adică românii în România, că sunt români pretutindeni, ne considerăm tot români. Se referă la cadre, la sisteme, sisteme și cadre. Atenția trebuie să fie de a rămâne în sisteme, asta înțeleg, adică de a nu ne lupta cu niciun sistem. Nu, dimpotrivă, fiecare om va fi, întrând așa într-o trepidație, el va trebui să aleagă, ori este cu sistemul, chiar și în dauna lui, așa? Ori este împotriva sistemului care, din care chiar el face parte. Cu scopul, fie de a lărgi pereții, adică a face acvariul mai mare, fie de a-l face mai, a modela ceva în interior, să se schimbe legile, să dispară atâta peștișori japonezi care ne mănâncă nouă aripioarele, să mai facem un anumit număr, să mai scoatem niște peștișori, să mai adăugăm niște flori, să facă fiecare ceva, pentru că odată cu sistemul vor muri toți din acel sistem, sau îi va afecta pe toți. Și asta va produce ce în interiorul fiecărui sistem, uite, sistem, ministerul, nu știu care, un sistem acolo, armată, e alt sistem, poliția, e altă, jandarmeria, medicina, toate cadre didactice. Așadar, în orice sisteme este bine de intervenit, nu de păstrat, așa. Evident, pentru că a venit timpul ca sistemele să se reformeze sau să se schimbe din interior. Și oricum vor fi obligate să o facă. Numai că asta poate să întâmple într-un mod creativ, elegant și frumos, cu pricepere, cu înțelegere și cu chiar contribuția celor din sistem, adică peștișorii se implică să modificăm flora, fauna, să fie pe aici cumva altfel. Ori se va face cu bâta, dar oricum se va face acele lucruri. Și asta depinde de ce? De forța, de rezistența a celor care sunt în sistem. Uite, este sistemul medical. Dacă medicilor le s-a spus ceva și ei nu iau atitudine, atunci ei vor funcționa chiar în dauna lor. Va trece o perioadă de timp și cineva îi va judeca pentru că au știut, dar au tăcut, ca să nu-și pierdă locul de muncă, ca să nu știu ce, dar au știut că fac greșit, dar au tăcut, pentru că se temeau. De ce? De superiorul din sistem, se temeau de sistem în sine. Ce rol ar mai avea în ceea ce spui conștiința colectivă? Adică a gândi cât mai mulți oameni în aceeași direcție? Este foarte bine, adică conștiința colectivă, tocmai din asta se creează, adică din suma tuturor gândurilor. Asemănătoare. Nu numai, asemănătoare, ele se atrag și se, așa, știi, ca și în iCloud, fie pozele mai porno se duc într-o parte, într-un folder, alealte cu natura în alt folder, alea cu mamă, cu tată în alt folder, dar tot acolo se duc. Așa, depinde ce popor suntem și putem să adunăm așa folderul cu patriotism, cu cinste, onoare, aproape deșert, câteva documente, câteva poze pe acolo, încă de prin secolul trecut, steagul, patrioți, români, treceți batalioanele români, carpați, drum bun, tot, gata, cam atât.
în folderul cu patriotism, în folderul cu nu știu care, acolo să fie plin și să... Cu vacanțe și... Arhive peste arhive, cu vacanțe, cu nu știu ce acolo, și atunci înseamnă conștiința colectivă a românilor ce face. Și asta e foarte ușor în anumite stări de pătruns în acel, spunem, egregor sau iCloud și ai vedea tot conținutul lui. Nu poți modifica nimic pe acolo, dar poți vedea conținutul. Și dacă spunem din punctul ăsta de vedere, conținutul iCloud-ului nostru colectiv românesc au ajuns să fie destul de jalnic. Adică așa, am plin de manele pe acolo, folderi întregi, așa ceva cu ceea ce ne lăsa strămoșii aproape s-o pierdut, se pierde, nu mai cunoaștem lucrurile esențiale, chiar și în legătură cu boala respectivă. Dar existau atâtea terapii sau atâtea leacuri băbești, cum se spune, extrem de eficiente, da, și astăzi. Da, da. Dar nu le aplicăm în medicină, că noi trebuie să tratăm numai cu injecții și numai cu pastile. Dau o inhalație, știți ce face? Dau o inhalație cu cartofi, aproape fierți acolo, da. Mai aruncăți o mână de sare. Dau o inhalație cu oțet, de exemplu. Și pune mai sare pe piept. Câte de astea? Sunt extrem de eficiente. Și inclusiv și pentru boala actuală, care până la urmă, spunem așa, într-un fel, totul gripă este, dar de altfel, gradul de virulență e mai mare, de răspândire și tot așa mai departe. Bun, dar astea trebuie știute și trebuie este gândite. La ce se gândește românul predominant? Acele gânduri acolo le urcă. Când o să ne trebuiască odată de acolo ceva, o să primim înapoi numai acea informație care acolo am urcat-o. Câți oameni sunt astăzi în România care gândesc la onestitate, la dreptate, la bunătate, la fericire, la... Câți oameni macină în cap idei care pe urmă tot acolo le urcă? Exact așa că suntem ca și telefonul. Apropo, telefonul nici n-a putea vreodată să apară dacă nu era creat după principiul asemănării, a cuiva, a similitudinii și a cui, a nostru. Noi am înțeles cum gândim noi, în ce forme de algoritmi gândim și am făcut calculatorul să gândească puțin în locul nostru, dar mai rapid. Telefonul tot după același principiu, iCloud-ul tot după același principiu. Adică numai că astea sunt partea ezoterică a vieții, dar noi încercăm partea ezoterică a vieții să o tehnologizăm, da. Și facem copii destul de infidele și nu atât de perfect funcționale cum sunt cele pe care le-a lăsat Dumnezeu, spunem așa, sau Creatorul. A doua variantă, a doua presiune majoră să fie peste, când spunem România, să înseamnă pentru orice cetățean care este român și care trăiește pe teritoriul respectiv. Da. Pentru că dacă ești român și trăiești în Anglia tot anul, vei fi supus influențelor țării în care trăiești. Da, da, da. Tu păstrându-te să păstrezi marca, adică uite, ești iPhone român. Uh-huh. Ălaltul e Huawei, nu știu ce acolo, pentru că el e, nu știu ce, austriac. Tu ești Motorola, nu știu ce, pentru că el e slav sau nu știu ce diferență. Înțelegi? Da, da. Își păstrezi marca și abilitățile, capacitățile pe care fiecare telefon terminal în parte știe să opereze cu ele. De-aia, uite, românii sunt ca terminal, ca un telefon, spune. Mai bun la ceva, dar sunt mai slab la altceva. Italienii au alt, spunem, procesor, alt fel de ecran, alt fel de touch, așa, din istorie s-au creat. Și ei ca terminal sunt mai buni decât noi în altceva, dar mai proști decât noi, mai slabi decât noi la altele. Știi? Așa e tot dintotdeauna. A doua presiune care va cade pe ceea ce se numește stările noastre emoționale. Și doi, o are posibilitatea să facă ce? Undeva să facă așa cum ar fi, să ia tragă pe oameni și să îi unească. Și în altă parte, aceiași doi, în dependență, ce polaritate folosești? Adică de care parte a coasei vrei să te apuci? Aha. Dacă te apuci de coasa asta, de coasă din partea asta, de ce plângi că te-ai tăiat în mână? Așa e corect. Dacă te apucai de coasă din partea elaltă, îi vedeai și utilitatea și aveai și rezultatul cu totul altul. Și atunci, presiunea majoră în viață, în 2021, care e 2020 așa, pentru noi, așa, va cade pe ceea ce se numește presiuni psihologice, presiuni asupra sferii noastre emoționale, asupra sufletului nostru și foarte mulți oameni asta o vor simți. Este posibil ca la anul foarte mulți oameni să nu reziste, pentru că noi nu știm ce trec, ce văd, ce trăiesc medicii acolo. Ei au fost obligați în perioada de timp să facă lucruri care nu le-au făcut niciodată până acum. Au apărut, adică, comportamente ale medicului care până acum nu le vedea, era cu totul altfel. În schimb, a apărut ce? Toată statistica s-a dat peste cap. Dacă istoric, cândva vom vrea să descoperim cât oameni reali au murit de COVID, nu
cu COVID, nu avem o astfel de statistică. Corectă. Nu o avem. Adică da. Dacă nu e fișe cu fișe, dar cine o să facă chestia asta? Medicală, fișe cu fișe, să vedem acolo. Cine o să facă munca respectivă? Și uite, sunt o mulțime de medici care la un moment dat nu o să reziste. Și o să vină unul și o să spună, oameni buni, noi suntem forțați să-i tratăm. Uite, ți se pare așa foarte interesant. Eu am vorbit tot cu medici și spun, Anator, tu n-ai observat că oamenii mor de COVID numai în spital? Nu moare pe stradă, nu moare acasă. Da, 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 categoric. Dar în spital moare. Unul n-a murit acasă de COVID. Eu am vorbit asta cu medici și nu cu oricare medici, ci cu medici care sunt acolo, în linia întâi. În linia întâi, da. Adică se duc în zona roșie, știi? Da. Și apoi trec în zona verde și apoi ajung pe acasă. Povestesc tot felul de lucruri. Evident că nu le pot povesti în altă parte. Dar așa, între prieteni, într-o anumită stare în care trebuie să-i aduci, ei încep să povestească dezastru care se întâmplă acolo și la ce sunt obligați să participe. Și efectele a tot ce s-a întâmplat în decurs de un an se vor vedea Uite, la în anul viitor. Exact. La Timișoara exista acolo o doamnă care administra spitalul respectiv. Era pe cea mai mică rată de mortalitate. Apoi chestia asta, nu știu ce s-a întâmplat, că acum au cei mai mari rată de mortalitate. Dar pe doamna cam cred că o dat-o așa puțin într-o parte. Nu convine. Nu-i bună. Chiar dacă are rezultate pozitive, o fi pozitive pentru ei, dar nu sunt pozitive pentru noi, cei care avem alt interes. E, uite că lucrul ăsta poate să ducă la anul, la ce? Spunem așa, la un fel de împărțire a populației în două tabere. Și de fapt nu în două tabere, ci chiar în patru. Pentru că la structură, în structura sa are 2-2. Și se pot ajunge să se dușmănească și să urască între ei cu putere deosebită. Dar deja acest fenomen a început să-și arate colții, evident, dacă mă întreb pe mine, deja, că deja. Este... Am trecut de ziua de naștere și ele încep să manifeste. Ele totdeauna au o pregătire și apar ca un semn, că doar ca semne, așa, ca semne. Cine știe să vadă semnele sociale, știe ce urmează. Cine nu poate vedea care sunt elementele și semnele sociale care apar, semne. Cum se introduce, uite, de exemplu, nici nu mai contează să va face ceva în lume sau nu, dar noțiunea deja a introdus-o. Adică, de exemplu, interesul național în detrimentul interesului tău personal. Și uite, la anul, eu cred că pentru calendaristic, eu cred că până la sfârșitul lui decembrie, luna asta, se vor aduna la Organizația Națiunilor Unite și vor schimba câteva legi esențiale cu privire la drepturile omului. Când îi putem aranja așa cum ne trebuie nouă lor, și atunci să ne gândim în felul următor, că interesele globale sau naționale sau interesele de sănătate europene, de exemplu, sau pe tot globul, sunt prioritare în raport cu drepturile tale a omului. Poate că știu, poate că încearcă să mai modifice ceva acolo, să clarifice mai clar drepturile omului și cine este om. Că poate omul sunt numai cei vaccinați, poate cei nevaccinați nu o să fie catalogați oameni. Poate că o să fie catalogați ca rebeli, antisistem sau primitivi sau mă știu eu. Și dacă s-a umblat la ONU, la Organizația Națiunilor Unite, modificând drepturile omului măcar într-un element, măcar într-un punct, asta înseamnă că ce? Că deja gata de aici încolo scenariul de viață va fi altul. Deja trebuie să te pregătești. Noi nu trăim într-un univers. De aia nu putem să spunem cu privire la România care anume lucru va fi exact cum. Putem, da, pentru asta trebuie o analiză numerologică mult mai vastă și în curând Asociația Numerologilor din România o va face munca respectivă. Este o muncă de echipă, o vom face. Dar așa, în linie generală, putem să spunem deja de pe acum. Că ce? Că asta poate duce la perturbări de comportament social. Oamenii se pot asocia în tot felul de organizații pe care poliția sau jandarmeria nu le poate stăpâni. Uite, vedeți câte clanuri sunt și aproape că greu să le stăpânească. Și pentru ei, la o mormântare, legile sunt diferite decât dacă, Doamne ferește, pentru oricare alt român, el nu-și poate mormânta tata, mama, așa cum fac ei, nu? Sunt păziți de poliție în același timp când fac mormântările, să nu fie împățească, să nu se bată între ei, să nu mai împățească, nu știu ce, acolo chiar sunt protejați. Dar mâine oamenii se pot organiza și de foame în altceva. Uite, gândește așa, uite, n-avem de mâncat la anul pe timpul ăsta. E greu. Multe lucruri s-au închis și ce facem? Uite, tu ca tată, ce faci?
nu te pui așa frumos cu ceilalți alții vreo 10 băieței, ai dat o raită în sat, le-ai furat la babi porcii și le-ai lăsat găinile, că nu mor ele de foame, dar tu trebuie să hrănești pura de ei, nu? Fii atent. Vorbeam de speranță, n-aș vrea să ne ducem acum în ultimele momente, dar asta ne arată, da? Eu văd ca de fiecare dată, în tot ce pare rău și întunecat, macabru deseori, eu văd o serie de oportunități, pentru că și istoric vorbind, și războaiele au creat oportunități, adică cu cât a fost mai greu și cu cât a fost mai dur impactul unui eveniment istoric, cu atât renașterea a fost mai puternică, mai, nu știu cum să zic, s-a unoit din toate punctele de vedere. Niciodată oportunitățile nu sunt pentru popor. Oportunitățile sunt pentru tine, pentru mine, pentru Coco Chanel, pentru ăla, pentru ăla, gata. Câteva indivizi prind oportunitățile și au posibilitatea să îmbri la ele. Poporul nu se hrănește din oportunități, chiar dacă îi dai o mulțime de oportunități, nu știi să le folosească. Stai niște că nu se uită tot poporul la noi. Se uită tot unul și unul și unul. Adică poporul, la nivel de milioane de oameni cât suntem, nu toată lumea este interesată de aceleași lucruri, nu ne uităm în aceleași direcții. Noi vorbim aici de lucruri foarte avansate, subtile, mai greu de priceput de către popor, însă ca și linie de dialog, aș vrea să mergem totuși pe faptul că există oportunități și că există o șansă, chiar și în acest al 12-lea ceas, să vedem lucrurile prin prisma adevărului absolut, care transcede ce am vrea noi să auzim, ce ne-ar plăcea nouă să se întâmple și așa mai departe. Lăsând superficialitățile, mie mi se pare că toată perioada asta care a adus-o pandemia a fost o perioadă în care am putut să ne conectăm la noi înșine. Când trebuie ca un sistem să se modeleze din cauza că nu s-a modelat în timp, prin educație sau prin altceva, se creează un scenariu de viață, spunem așa, că îl creează cerurile sau cineva și trecem poporul, dacă nu tot globul, prin foc și nicovală, ca să scoatem din oțelul ăla toată ceva mai bun, oxigenul toată de pe acolo și să-l facem ceva mai puternic, sabia mai scurt. Evident că asta este, de exemplu, dacă vedem lucrurile astea global, în orice rău există un bine și în orice bine există un rău. Depinde ce vrei să vezi în chestia asta. Cei care prind oportunitățile, ei în orice rău vor vedea bine. Știi cum am spus? Din punctul ăsta de vedere sunt două feluri. Oamenii muscă și oamenii albină. Poporul în general e muscă. Adică în orice schimbare eu să vad un arhățel pe undeva și gata, nu o să vrei să-l înghită și o să o pună. Ei, poporul pune rezistență la orice tip de schimbare. În aceeași schimbare, oamenii care sunt albină, care zumzăi tot timpul și văd ceva, chiar dacă țara e plină de rahat, cum ar fi spus, acolo într-un colț este încă o picătură de mere și dincolo este și el o să ducă acolo o floricică, un nectar. O să ducă, o să zboare, o să o aducă și o aducă în sufletul lui și în viața lui și o să trăiască bine, chiar dacă totul se năruie cumva. Dar se năruie tot timpul ceva. Lumea se află, știi cum, uite, gata, aici am ajuns, mai mult de atât nu pot. După care ce? Sfârșitul lumii. Alt sfârșit de lume, mai mult de atât nu pot scoate din mijloc. E un expir. Început, expirație, expirație, ciclicitate totdeauna. Toate lucrurile astea s-au întâmplat dintotdeauna. Imperii au existat, au înflorit, au dispărut. Aia era sfârșitul lumii pentru ei. Când te părăsește iubita, nu e sfârșitul lumii. Când vine alta, e altă speranță, început, altă lume. Dacă vezi oportunitățile, dacă nu a venit alta, băgame și iarăși înceapă. Depinde ce vrei să vezi, cum ești construit ca aparat cognitiv. Ce trasee cognitive ai acolo, adică cum merg gândurile, cu ce compari. Dacă cumpărăm merile cu perle, nu iese niciodată la socoteală. Altceva ce va fi afectat dacă ne uităm prin structura noastră matricială. Tot ceea ce ține de vectorul bunăstării materiale, el poate înghiți foarte mult, pentru că e compus numai din zero. Dar zero știi cum e? E ca topul la cadă. Adunăm ceva și ne bucurăm, uite, abundat. Odată se ridică dopul, nu știu din ce motiv, și tot ce am adunat se duce unde? În gaură. Dispare. Da, nu știm, pe urmă iar se astupă, iar noi începem să muncim, iar începem să adunăm ceva, ne bucurăm, uite, belșug, uite, facem, iar să deschide dopul și începem să o duc. Uite, principiul ăsta care tocmai l-a explicat acum va funcționa foarte acut și puternic în viața. Chiar
a statului, dar altfel se vede, asta trebuie să vedem. Da, da, să da. Știm ce trebuie să vedem. Cât și în viața fiecăruia dintre români. Adică, poate pentru unii, dar apropo, ce este pierdere pentru unul, este câștig pentru altul, nu? Uite, uh-huh. Ce pierde cada, e câștig pentru țavă. Și da, pentru da, sistemul da. De canalizație, asta e tot un câștig, nu? Ei, uite, asta poate lovi atât familii, cât și organizații, state, statul cu, în întregime. Vectorul, este, vectorul material, bunăstării materiale este cu totul dat peste, spunem așa, golit, adică deține zero. Zero înseamnă totuși nimic, liniște și pace, pace și război, viață și moarte în același timp. În același timp, adică sunt coexistente în același timp. Unii viață acolo și moarte. E foarte alături. Alt vector care va fi foarte influențat și va genera tensiuni și probleme este vectorul atingerii scopurilor. Adică asta o să ne fie mai greu la anul românilor, dar și statului să-și atingă scopurile care și le-au propus. La fel vectorul carieristic, adică uite, cariera înseamnă capacitatea unui om sau unui stat de a se afunda treptat într-o cunoaștere, într-o abilitate, într-o pricepere care îl face pe cel stat sau pe cel neam să fie deosebit sau diferit decât alții. Uite, chinezii se pricep la electronică, de exemplu, japonezii. Asta îi face pe special. Chinezii se pricep la nu știu ce altceva. Asta îi face pe special. Italienii se pricep la mâncăruri. Îi face cumva. Noi la cine ne pricepem? Care este cariera noastră? Adică noi ca popor în ce ne-am tot afundat, afundat și uite am ajuns așa de bun încât suntem absolut speciali în Europa prin ceva, printr-o anumită carieră, să numim. Avem un caneam. Da, uite, da, da. Ai o carieră în televiziune. Este ce înseamnă? Înseamnă că tu mulți ani te-ai cufundat în cunoașterea asta până încerci să-i atingi mezul, esența, adică să înțelegi ce cu tot asta, televiziune, cu tot ce înseamnă media, nu? Și ai fost obligat, asta e carieră, ai făcut o carieră, adică ai săpat, ai dus în jos din ce în ce mai mult până când încerci să găsești miezul, nu? Așa, cariera are și un popor. Uh-huh. Și acum spunem, care este cariera poporului român? La ce el se uite că la întrebarea asta chiar nu vine niciun răspuns pe moment. Nu. Și adică atunci... mă uit la consecvențe, pentru că sunt etapizate și mă gândesc, din punct de vedere al ultimilor, de la Revoluție încoace, care a fost într-adevăr care cariera sau atributul prin ce începe? Nu știu începe prin ce reformă. Să putem fi vestiți sau cunoscuți sau apreciați. Bă, cine este? E român? Român, aia voi. Ce? Noi suntem cunoscuți în lume prin niște elemente, adică prin niște personalități din poporul. Da, 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 sau anumite asta... calități, că se spune că românul e, nu știu, inteligent. Că e ospitalier, că e isteț, că e vesel, că asta spun despre femeile toate popoarele. Nu știu cum, că da, da, dar într-adevăr, din punct de vedere, așa cum privim alte țări, uite, cum Germania, adică disciplina germană în tot ce fac, adică ți se par... foarte exacti, preciși, foarte... Da, așa s-au educat și au... Tu ai găsit ceva așa despre români care să păi fie... Păi tocmai nu și tocmai din cauza asta, asta o să ne facă, o să ne fie la anul foarte greu. Pentru că o să trebuiască să rezolvăm diferite tipuri de probleme, dar priceperea noastră nu o avem. Apropo, tu dacă te pricepi foarte bine ca japonezul la electronică, tot ce din electronică poate fi extins și la politică și la economie și tu, fără să vrei, prin analogie... sau prin extinderea cunoașterii tale la... Adică stai și te gândești, băi, ce, uite, în statul ăsta, ce o fi procesorul? Cine e inima statului? Deci, uite, Ministerul Finanțelor. Uh-huh. Traseul banilor ăsta ca arterele. Știi, unde se duc banii, cum se întorc înapoi în alte sub formă de impozit. Cine e creierul în statul ăsta? Adică, uite, dacă cunoști medicina, poți să-i extinzi așa și chiar de multe ori trebuie să spunem așa, băi, statul român este ca o persoană care trebuie de mult operată de cancer. E prea mult cancer în corpul ăsta, numit România, prea mult cancer. Și cancerul ăsta mănâncă ce-o mai rămas. Și mâine pe urmă o să cadă cu totul. Adică, poate cade o țară? Da, câte țări n-au fost și apoi au dispărut? Uite unii Dacia, de exemplu. Dar au fost cândva, nu? O țară care se numea Dacia. Deci anul ăsta va fi, hai să zicem, un semn de atenționare pe... pentru oricine, atât pe populație, pe țară, cât și pe țară. Fiecare persoană. Că vom fi puși în situația de a rezolva diferite tipuri de probleme la care nu s-a avem nicio claritate, pricepere. Da, da, da. Nu avem nicio abilitate. Și dacă nu avem, găsi ce vom face? Vom sparge lemne, vom sparge pietre, adică vom face o mulțime de nefăcute. Pe seama noastră, pe nervii noștri, pe banii noștri și pe timpul nostru. Pentru că nu avem o calificare, că nu am săpat, nu ne-am dezvoltat într-o carieră. Și tot așa vectorul atingerii scopurilor este
cum total marcat de zero, adică este prezent zero. Și zero va sus, cum e ca dopola care va să duce. Și atunci asta înseamnă că la anul vom fi toți românii și statul în general, pentru că cine e statul? Sub totalitatea românilor, nu? Da. Vom fi puși în situația de a atinge diferite scopuri, dar un scop să atinge cum? Cu o anumită cunoaștere, cu o anumită etapizare, cu un anumit mod, cu o anumită disciplină, cu o anumită fermitate. Ajungem încet, tot acolo trebuie să ajungem. Nu contează, dar acolo, uite, la sfârșitul anului trebuie să ajungem acolo. Și vor apare ce? Unii vor face tot posibilul ca noi, cei care vrem să ajungem acolo, să nu ajungem. Alții vor vrea ca nici scopul ăsta nu se împlinească. Adică să moară și capra vecinului și ala și ala și mai bine nici al meu, dar nici al vostru. Și uite, asta, adică un fel de luptă de asta, nici mie, nici ție. Da, da, nici nouă, nici vouă, cam așa ceva. Mai bine dispare cu totul, dar nu realizați voi chestia asta, mai bine nici voi nu realizați, dacă nu noi, atunci mai bine nici voi și în general nimeni. Uite, chestia asta o să producă tot felul de tensiuni. Dar pentru că avem 2 de 2 în matriță, deja asta ne spune că asta poate să duce că la revolte sociale, care până acum în România noi nu le-am avut. Ați văzut, în multe țări nu se arată media atât de plinuită asta de interes. Dar ce se întâmplă în Polonia, în Germania, s-au întâmplat lucruri, demonstrații, greve, adică totuși revolte sociale destul de, nu ne se arată, dar ele există. Cine vrea să informeze, să informeze cu lux de amănunte. E uite, la anul asta poate să întâmple și în România. Numai că în România când lucrurile astea se întâmplă, știți cum se întâmplă? Românul este foarte un popor foarte așa emoțional. Și din cauza asta repede își pierde cumpătul. Adică prevalează emoțiile deasupra rațiunii și se pornesc să facă o revoluție, s-o nervați, o aprins. Multă reactivitate. Așa. Reactivitate. Da. Apoi după aia rezultatul iese unul oricare, pentru că nu l-am controlat, pentru că am fost reactivi așa, n-am gândit ce facem, am știut ce vrem să facem, dar pe urmă ne-a luat valul, ne-am dus și am reușit că am făcut o revoluție care de fapt acum e împotriva noastră. Era să mor acolo revoluție și s-a făcut revoluția că și cum, dar deja e împotriva. Păi dar eu pentru ce am luptat atunci, domnule? Dacă ceea ce s-a făcut împotriva mea sau nu e așa cum am după, pentru că ne pierdem controlul, iar oamenii, conducători, cei care pot prelua și o masă întreagă sau o energie emoțională imensă, la rece și așa zen cumva, știi? Starea aia de nirvana, adică nu nirvana, de zen așa, stau și nu sunt implicați. Și dacă nu sunt implicați, atunci îi pot fi ce, uite, este implicit, și adică descriptiv, el poate descrie fenomenul, îl poate vedea și nefiind acolo implicat, îl poate controla. Doar câțiva oameni. Și atunci ne putem trezi că oamenii, deși au ieșit la demonstrație, nu știu ce, mâine pe mâine pot fi acuzați, tocmai că au ieșit și în ideea lor de a face bine pentru popor și pentru țară, vor fi acuzați că, nu știu, n-au purtat mască, de exemplu. S-au încălcat nu știu ce regulament. Da. Anatol, episodul ăsta XXL a fost puțin mai lung, spre dublu decât de obicei, tocmai pentru că am acoperit o plajă foarte, foarte mare de întrebări, cu răspunsuri, cu idei esențiale pentru viață și pentru înțelegerea mecanismelor vieții. Șanse există și șanse avem în fiecare zi prin alegerile care le facem. Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult că ți-ai făcut timp să vii și să împărtășești din munca, din studiile, din sufletul tău cu noi. Aproape în fiecare an, spre sfârșit, am făcut o întâlnire cu tine ca apoi la anul cei care revăd emisiuni să poată să vadă valoarea informațiilor, valoarea ideilor care s-au vehiculat în dialogul nostru și sper ca și de data aceasta, dragii noștri, să folosiți acest material, această emisiune pe care e cazul să o revedeți, adică nu e de văzut doar o dată, pentru că sunt multe lucruri esențiale care s-au spus aici, chiar dacă la prima vedere adevărul deranjează, pentru că niciodată adevărul nu ne ia în brațe așa și nu ne leagănă și nu ne mângâie pe cap, dar trăind în adevăr, avem o șansă să avem luciditate și claritate în tot ceea ce facem. Anatol, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ne-ai prezentat și când Asociația Numerologilor va avea gata harta, așa cum o faceți voi foarte corect și foarte amănunțit,
Sper să ne revedem când vei mai fi în București, astfel încât să avem o prezentare exactă și, bineînțeles, cu contribuția echipei, să intrăm în detalii mai semnificative decât am făcut astăzi. Și poate atunci se vor vedea mai bine șansele, speranțele pe care ar fi vrut tot să le aud astăzi. Cu mare drag, când va fi gata, atunci vom cunoaște mecanismele, ce stă la baza lor, ce motivează, adică care este energia de mișcare, adică motivația unui oricare proces, periodicități, ciclicități, tipul de personalitate care poate să miște lucrurile astea într-o parte. Acum am vorbit foarte general, dar foarte general, și nici despre asta nu am vorbit în totalitate, în câte mai putem informații de acolo explica. Cu drag voi veni și altă dată, când materialul va fi de studiu, va fi făcut de Asociația Numerologilor, va fi terminat, el va fi dat publicității, dar voi veni și cu drag și la o emisiune ca să-l discutăm mai în detaliu. Mulțumesc foarte mult, dragilor, să aveți sărbători fericite, să aveți sufletul plin de speranță, dar în același timp plin de claritate. Numai bine, să ne vedem sănătoși!